Nu m-am luat de nuțe. Ia-o de la capă, ia-o. Doamna secretar, șochiții, vă rog frumos. Șeful. Băi, bătăi. Vă spun. Da, iată, noi într-un an nou, 2019, un an pe care te doresc să fie plin de realizări. Așa cum spuneam de la ședința anterioară, suntem nevoiți să facem această ședință urgent sau fuge pentru constituirea excedentului și pentru rectificarea de buget. După cum ați văzut, proiectul pe afir a început să prindă finalitate, camionul este în curte. Până pe 10 februarie ar trebui să depunem tranșa de plată la AFIR, la Iași. De asta am și grăbit ședința. Astăzi, după, imediat după rectificare, domnișoara contabilă se ocupe de partea de finanțe. Luni ne vine restul din proiect, adică și sărădița, o echipăm, să putem să ne facem plata, să ne facem dosarul de tranșă și, cum am spus, să mergem la Iași să îl depunem pentru decontare. Nu știu dacă am ceva să vă mai spun până vine domnul Pișcu, dar dacă îmi vine idei pe parcurs, o să vă spun. Unde-i Ciorna? Ciorna unde? Nu, pare Ciorna. Am învățat de la dumneavoastră. Sper să ne colaborăm în continuare cum am colaborat și în 2018. Să vă urez să aveți parte de sănătate, de bine decât toate. Va fi un an greu. Dacă avem răbdare cu ceilalți, cred că o să reușim să supraviețuim. Așa. Credeți că se va supăra domnul Pișcu dacă dăm citire procesului verbal în săptămâna? Ca să-l aprobăm? Ca să avem celeritate prin timp. E vorba de proces. E foarte sumar pentru că a fost ședință de îndată și știți că la proces verbal încheiat la 21.12.2018 și ședința de îndată. Că a venit. Bine ați venit. Așa? A Consiliului Local, Taraba. Consilier prezent 10 din 13. Domnul președinte de ședință a dat citire ordinii de zi. Ordinea de zi era rectificare bugetară. Inițiator, domnul Costel Dedu. Ordinea de zi a fost supusă la vot și aprobată în unanimitate. A fost aprobat procesul verbal al ședinței anterioare din data de 20.12.2018, cu unanimitate de voturi. Domnul primar a dat citire proiectului de hotărâre și anexelor, care a fost aprobat în unanimitate. Domnul președinte de ședință a mulțumit pentru prezență și a declarat ședința încheiată. Aveți ceva, nu știu, să modific, completări? Câte știu, proiectul în sine, dacă nici nu a suscitat discuții, din cât țin o minte. Se pune la vot? Da. Da. Cine este pentru? Deci, unanimitate, da? Acum dă citire domnului primar pentru proiectul de astăzi, privind... Dă-i foaia. Deci, ce este pentru? Telefon. Referatul domnului contabil Ștaru Ileanu, numărul 21/0401/2019, privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2018, prevederea legea numărul 273 din 2006, cu modificări și completări ulterioare privind finanțele publice, locale, Ordinul Ministerului Finanțelor Publice, numărul 3809 din 2018, pentru aprobarea normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2018,
Vă supun atenție spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului de dezvoltare pe anul 2018 și utilizarea excedentului anul 2018 pentru finanțarea unor investiții. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2018 și utilizarea excedentului anului 2018 pentru finanțarea unor investiții. Consiliul Local al Comunii Parava, județul Bacău, într-o ședință de îndată, în data de 09 ianuarie 2019. Analizând expunerea de motive a primarului Comunii Parava, înregistrată sub numărul 53 din 07-01-2019, raportul de specialitate înregistrat sub numărul 30 din 04-01-2019 și numărul 21 din 04-01-2019, raportul de avizare a Comisiei de Specialitate a Consiliului Local Parava, având în vedere prevederile ordinului 3809 din 2018 pentru aprobarea normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2018 cu modificările și completările ulterioare, în baza prevederilor articolului 58 alineatul 1 litera C din legea numărul 273 din 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, în temeiul articolului 45, articolul 47, articolul 115 alineatul 1 litera B și al articolului 117 litera A din legea numărul 215 pe 2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare pentru anul 2018 în quantum de 1.474.007,62 lei. Se aprobă utilizarea sumei de 730... Articolul 2, da? Se aprobă utilizarea sumei de 735.000 lei provenite din excedentul anului 2018 pentru finanțarea unor investiții. Se aprobă utilizarea sumei de 200.000 lei pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare în anul 2019. Articolul 4. Se aprobă bugetul local conform anexei 1, care face parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 5. Se aprobă lista obiectivelor de investiții pe anul 2019 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local sursa A, pentru Comuna Parava, județul Bacău, conform anexei 2, care face parte din prezenta hotărâre. Articolul 6. Cu ducerea la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri, răspunde domnul David Costel, primarul Comunii Parava, împreună cu compartimentele de specialitate. Prin grijă a secretarului Comunii Parava, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică și va fi comunicată. Instituții prevecul județul Bacău, în vederea exercitării legalității, trezoreriei Bacău, primarul Comunii Parava, compartimentelor de specialitate. Anexa 1. Aparte de venituri, suma de 935.000 lei, din care sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielor secțiunii dezvoltare, capitolul 40.14.00, în sumă de 735.000 lei. Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare, capitolul 40.11.00, în sumă de 200.000 lei. La partea de cheltuieli cu suma de 735.000 lei pentru secțiunea de dezvoltare, din care capitolul 51, titlul 71, achiziție camion cu atașamente, suma de 670.000 lei. Capitolul 74, titlul 71, canalizare stației de curare de localitatea Rădoaia și extindere canalizare Parava, Drăgușani și canalizare de Rădoaia, extindere canalizare Parava și Drăgușani, Comuna Parava, județul Bacău, suma de 65.000 lei. Lista de investiții, ați avut-o la comisie, o citesc. Deci lista obiectivelor de investiții pentru anul 2019 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local sursa pentru Comuna Parava, județul Bacău. Total am avut 735.000 lei. Din care lucrările în continuare 670.000 lei, asta însemnând valoarea camionului. Investiții noi 65.000 lei. Este vorba de canalizarea Rădoaia, extindere Drăgușani și Parava. Spuneam eu că ar trebui să ajungem cu ea undeva la nivel autorizației de construcții ca să putem prinde finanțare pe o nouă sursă de finanțare emisă de Guvernul României. Reglementările vor apărea cam în jur de 20 ianuarie și atunci vom vedea exact ce avem de făcut.
la autorități executive. Am spus camionul. Deci ne-am prevăzut și ne-am prevăzut să-i și cheltuim. Am citit undeva în anexa 1 sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea acolo temporare de casă ale secțiunii de funcționari. Capitolul 40.11.00, suma de 200.000 lei. Aici cred că vreți să explicați, nu? Da. Da. Deci, la ședința pe comisii, Comisia Buget Finanțe, pentru ceilalți, dacă... Da, deci până la aprobarea bugetului integral la anului 2019, ar trebui să avem surse de venit pentru salarii noi, salarii școală și cheltuieli curente, iar în momentul bugetului ducem înapoi în ECD. Da. Ne împrumutăm cu alte cuvinte în ECD, da. Pentru funcționare. Da. O să ducem înapoi în ECD, tot înapoi în ECD o să ducem și de contarea de eligibilitate de la camion. Da. Și atunci hotărâm dacă plecăm, pe care investiții plecăm, ce am vorbit despre o rețea de drumuri stradale, despre cămin cultural, despre alimentarea cu gaz, biblioteca, o magazie, garaj pentru butelajul pe care le avem în dotare. Mai sunt discuții la acest subiect? Nu încep deja, încep cu diversă, ca să știți. Aici, clar. Deci, sunt probleme. Aici, la canalizare, dacă... Da. Anul trecut am avut și aici prevăzut, da, pentru 50.000. Da, acum da. Avocați suplimentat cu 15.000. Păi am suplimentat pentru că excedentul l-am împărțit așa cum am fost nevoiți să ducem pentru camionul integral, să putem să facem plata, să ne putem deconta. După analiză făcută cu cantarea contabilă, am zis că 200.000 pentru împrumutul ăsta sau golul de casă, cum se numește, este suficient. Ba chiar mai mult, cred că, decât ar trebui. Și atunci, 65.000, am zis, hai să-i ducem de canalizare, pentru că noi avem acel studiu de rezultate făcut cândva în 2011. Sunt reactualizat. Deja să începem să facem proceduri de achiziții, proiectanți, topometriști, studii geo, studii topo, de ce o fi nevoie, să avem deja un avans. După aprobarea bugetului săptămâna viitoare, deja să mă duc de treabă. Urmând ca celelalte care sunt noi, atunci o hotărâm pe care din ele o să ne axăm. După ce reconstituim din nou excedentul, din ăștia 200.000, din eligibilitatea la camion. La camion cât era? 60.000 de euro. Da. Ar trebui să-i primim înapoi. Ar trebui să-i primim înapoi. Îi primim, da. Îi primim, da. Sigur, da. Trebuie să-i dăm la asfalt. La drum la Teiuș mai e o valoare mică de executat și de decontat la fel. Deci nu ar fi o mare sumă. Nu le-ar încurca prea mult drumul la Teiuș. De asta nici nu ne-am legat acum să ducem la drum la Teiuș să achităm, pentru că drumul va lucra când? Nu știm, aprilie-mai. Da. Și nu are rost să stăm cu bani locați în drum, când noi putem să lucrăm deja pe documente pe canalizare. Și canalizarea unde duceți? La Drăgușan sau la Paraná? Asta vedem atunci. În SF-ul se leagă de Drăgușani. Acum, în SF-ul ăla. Acum, vom vedea. Și cred că tot Drăgușani tot rămâne în varianta pe care o văd eu, pentru că distanța de la Rădoaia până la ultimul cămin la Drăgușani este mult mai mică. Da. Numai că e drumul în pantă și în curbă. Dar nici parava a doua nu e altfel. O să trebuiască mult de cămine de rupere. Nu mare pantă a avut Teiușu. Au avut, au fost distanța mică. Și noi, panta n-ar fi un obstacol, acolo se proiectează, se vor construi cămine de rupere și nu-i. Da. E mai probabil, e clar că pe acolo. În curbe trebuie să faci cămine mult mai des decât în linie dreaptă. De vedere de direcție, nu faci decât pe un cămin. Vom vedea, nu știm. Deocamdată noi o să vedem să fie oraș. E drumul ăla? La primărie sau? Îl avem. Ocolul Sepic. Ocolul Sepic nu are nicio treabă cu drumul ăla. Drumul ăla, în mod normal, ar trebui să fie a Anifului. Dar în domeniul public, drumul Drăgușani e prin 7 km. Deci poziția 0-0 e la monument la Drăgușani. 7 km, mai duci mă leacă și prin mijlocul Rădoiei, dacă ne ținem cont de distanță.
O să port o discuție cu Anif, o să văd cât mai e în evidență. Nu e o problemă că ia Anif-ul lui, noi îl putem trece în domeniul public, cum a fost și drumul de al Drăgușani pentru alimentare cu apă la bazin. Ei nu mai țin așa mărciși la proprietățile lor, nici nu le au într-o evidență clară. Când am cerut pe la legea 165 și proprietățile au Parava, nu ne-au dat nimic concret. Da, 2 km de canale, unul de bușei și cam atât. Nici măcar canale din lungă, care au fost canale de irigație, nu au fost la ei prins. Ei încearcă cumva să-și mai ducă veacul pe acolo, doar din acele avize din scoaterea, din circuitul agricol al terenului. În rest, tehnică n-au, forță de muncă n-au. Nu știu ce ori mai face cu acele plantații, care aveau eu, aveam niște plantații, s-au creat acolo. Trebuie să nu vă încurci la proiect. Nu, nu. Dar nu poate să-l facă cu... E aviz de la ei, și ei de la ei să-l spun, nu e o problemă de asta. Mai sunt discuții la acest subiect? Domnul consilier? Supune la vot? Ce care este pentru? Să abține cineva? În totalitate? Da. Nu am informații despre buget, că nu o să avem bugetul la dispoziție. Nu știu dacă o să-l avem luna asta. Dar chiar dacă nu o să-l avem luna asta, o să fim nevoiți să facem o ședință ordinară, unde avem mai multe proiecte de hotărâre. Vă spuneam eu la ședința din decembrie că ar fi acele proiecte de hotărâre cu ADIS-ul, cu acoperirea cheltuielor. Domnul Ungureanu poate să ne spună și dânsul mai mult, că participăm pe la... Chiar marți o să facem ședințele. Mai Bogdan Sepă la vă spuneam că avem posibilitatea, așa, am văzut că noi am trimis hârtie de la Consiliul Concurenței, de la Curtea de Coduri, că avem posibilitatea să finanțăm din bugetul local, în cazul în care nu ne acoperim plata către ADIS și apoi ADIS-ul către operatori și către Ecosud, că acolo au crescut cheltuielile mari, datorită numărului mic de locuitori declarat de noi, în comparație cu evidența de la statistică. Noi primarii spunem că avem dreptate, că statistica au făcut recensământul la 2011, din 2011 până în 2018 populația a migrat destul de mult. Proiectul s-a lucrat pe datele statistice de atunci și acum au și diferențe mari de costuri. Discuția mea cu conducerea ADIS-ului vis-a-vis de numărul de locuitori declarați de Comuna Parava, da, bun, înțeleg, așa este. Am spus, vin într-o zi de colectare cu mine și hai să mergem pe teren, să vedem câte pobele găsim, sau câte pobele nu găsim la câteva case la rând. Și da, de acord, și cu varianta asta. Te putem crede și pe cuvânt, dar mașina de la Parava când vine și duce la Ecosud și o cântărește, greutatea depășește numărul locuitorilor, nu e de la statistică, e din listele electorale. Ce se face? Să pui, îi spui omului, domnule, să nu mai da, ar trebui umbla. Aici trebuie să mai duci la populație, populația să lipească, pe la ei doar pentru menajer. Un menajer nu pui pietroaie, lierte și tot. Poți să mergi pe ideea că, vezi, Doamne, am pus cantitate mai mare, când poți să îi împui domnule omului, că eu am pus asta 3 kg. Trebuie conștientizat populația? Pe anul ăsta vrea de cantitate. Dacă vrea... are cantitate puțină la anul, vrea iar persoană. Nu, nu, nu. Ia să vă pațiență. Cantitatea e mai mare decât avem noi declarați. Proiectul IP persoană, el așa va funcționa în continuare, așa este aprobat de Uniunea Europeană. Acum avem posibilitatea ca noi, în bucătăria noastră, să ne facem ordine, să spunem, știi, mergem la fiecare cetățean în parte și spunem, nu mai pune tot în pubelă, pune doar numai cei menajeri și atunci facturile noastre vor scădea cantitativ și valoric. ADIS-ul vine și spune, știi, îmi tai factura. Îmi tai factura pe numărul de locuitori. Acum o să-mi tai factura pe numărul de locuitori, dar și pe cantitatea de gunoi depus la celulă. Da, o să discutăm detaliat atunci că avem vreo 2-3 proiecte de hotărâre în sensul ăsta. Să vă spun un setul.
asupra aspectului ăsta, eu cred că ar trebui, nu prea am făcut, trebuie să le cunoaștem întâlniri cu cetățenii. Prin sate fiecare, la care să fie invitați domnul primar sau domnul viceprimar, consilierii locali, întâlniri cu cetățenii, discutat asupra aspectului. Frumos, oamenii cred că o să înțeleagă, cu siguranță sunt oameni de înțeles. Și atunci să fie o colectare mai... Îmi pare rău că faceți afirmația asta, dar eu am făcut întâlniri cu cetățenii. Când am făcut în ultimul timp, pe drept, dar la începutul serviciului ăsta de solabilizare, am ținut cont să fac întâlniri cu cetățenii în fiecare localitate, chiar vreo două, trei. Problema e că nu vine nimeni. Problema e că, păcate, la Teiuș au fost vreo câțiva. Da, așa. Dar la Drăgușani m-am dus degeaba. Ați mai avut și datorită lucrărilor, vizite prin sate, dar să faci o temă precisă, asta, pentru gunoi, că alea în principal, ca să știe lumea de ce am chemat și ce am avut dispus. După aia, uite, zice că ne-am întâlnit doar așa, ca să mai discutăm. Deși nu-i reușit nici asta, ca să mai discutăm. Eu, de regulă, în fiecare primăvară fac un tur de adunări cetățenești, pentru că începe și campania de conștientizare a cetățenilor cu incendiile de vegetație, cu focurile pe la vii, pe la lăciugă, pe izlazuri, pe... Și am obligația, odată că mă obligă Comitetul Județean de Situații de Urgență să fac lucrul ăsta, și când am mers într-o localitate, n-am discutat doar strict problema asta. Nu mai dați foc, nu mai faceți aia. Am discutat despre salubrizare și despre orice probleme de obligatoare. Din păcate, revin la vorba domnului Bucă, nu prea avem ce vorbi. Aici ar trebui, deci, și dumneavoastră, executivul și noi consilieri să ne implicăm un pic mai mult, ar trebui cumva niște afișe. Am mai pus, am pus, dar zic în continuare. Le face mai colorate, mai ochioase, mai spătoțare. Și trebuie conștientizat populația, că n-ai rost că râmi pietroi la eu, că știi cum găsam și... Da. Și tot felul de... La ultima colectare am stat de vorbă cu... Pentru că s-au zvonit că ei nu mai colectează și nu colectează în mare parte a județului. Știu sigur, în comuna Gura Văi nu colectează, datorită datorilor mari pe care le are OAT-urile către ei. Noi, ca și factori, suntem pe zero, dar avem de plătit doar factura din decembrie. Ce avem noi datorii la ei, pe care eu totuși nu o consider o datorie, ar fi diferența aia de valoare între numărul de locuitori declarat de noi și numărul de locuitori pe care i-au prelucrat în proiect. Făcut niște calcule într-o zi cu Dojdara Codam, când nu vedeam de unde rezultă acea diferență, pentru că factura a fost agitată integral de unei nimeni valoare. Am văzut, asta e, diferența e de la numărul de locuitori. Au venit mașina și a zis, bă, da, colectați, că am înțeles că nu vreți să mai colectați. După discuții la nivel de Consiliul Județean și Adiț și Romprest și Ecosud, nu, colectăm la primarii care, la primările care și-au achitat cât de cât, sau nu-s datoriile alea mari acolo de zeci de mii de lei, colectăm. Avem o problemă cu reciclabile, avem destulă hârtie colectată de noi, cel mai fi prin containere și acolo spus că am vorbit cu șoferul. Băi, vorbește cu cineva să vină o mașină, că îmi stă hârtia prin adăpostul ăla și încercăiește și adună șoarece acolo. Hai că îi sun și mă trebuie să spun că să vorbesc eu, că nu, la reciclabile nu mai vin deocamdată. Cercat ieri să-i legătura cu domnul Ricardo, pe acolo, șef de zonă. Nu mi-a răspuns, o să mai încerc și astăzi. Bun, dar noi, populația față de primărie, cu încasările, cum stăm la noi? Păi... Ar mai fi din casa, nu? Ar mai fi din casa, da. Ar mai fi de casat. Avem extremitățile astea unde oamenii au și dreptatea lor, dar și noi pe-a noastră. Ar mai fi pe cările, toată lumea vine și spune, știi, eu sunt în Italia, bun, ești în Italia, de acord că ești în Italia, dar nu te poți scuti dacă nu faci dovada că tot ești acolo. Te locuiești acolo, nu? Te locuiești acolo, da. Treaba lui dacă plătești sau acolo, ei, ori oamenii ăștia sunt prinși. Și iau dreptate, pentru că nu locuiesc în România, nu generează cu noi în România, generează acolo, plătesc acolo, plătesc aici.
Dacă vin cu dovadă că locuiesc acolo, deci noi știm, dar... Trebuie și documente. Trebuie și documente, pentru că eu știu că eu ți-aș fi voie invitare realizării, dar și revin din dracul de acolo și domnicile și cu tipul ăsta sau celălalt cazesc pe ăsta, nu-l cunoaște, nu știe că e legat. Așa e, de da, cam atât. Când vine în concedie, nu fac mizerie și ei nu... Băi, da, iată, plătești pentru o persoană. Plătești pentru o persoană. Plătești oricum pentru o persoană. Pentru o persoană, indiferent, că stai cineva în casă sau nu. Stai pentru o persoană. Plătești o persoană. Păi da. Nu, nu mă refer la... Deci aia o plătești. Dar la număr de 4-5 persoane. Exact. Da, dar mai multe aș discutăm la... Ați avut discuții astăzi, domnul consilier? Consilieri ceva? Dacă nu, hotărârea să se nizeze, domnul președinte, s-o și dăm domnul Ceare Contabil, s-o și doamna Preuca. Dacă nu mai sunt discuții? Domnul Bucă, doresc să consilieri ceva, că ați mai zis că ceva, dar am consemnat, deci ați spus. Mai discută și altă ședință. Așa, mai zis. Da, așa. Vreți să spuneți ceva dumneavoastră? Da, da. Trecem la divers, am înțeles, nu? Da, suntem drumul la divers. Da, la divers. Vreau să vă urmăresc un moment de direcțiune exclusiv și începând din această lună și din partea echipei Bacău Press, pentru că noi este primul număr al unui ziar pe care îl edităm în județul Bacău. Să vă urăm la mulți ani. O secundă, nu știu numele dumneavoastră. Ungureanu e urgent. Operator cartelului. Colegă de suferință cu domnul Pișcu, artist. Da, da. Lumesc. Da, de la Expresiv TV. Ce vedere cum Natale fi primul? De ce ești tu? Vreau să vă mulțumim pentru colaborarea din anul anterior. Vă mulțumim pentru că sunteți un consiliu local echilibrat. Să știți că dezbaterile sunt foarte bune. Îi mulțumim personal domnului primar pentru că la dânsul venim și bem o cafea de câte ori venim și este o gazdă primitoare și sperăm să avem o colaborare foarte bună și anul acesta. Vreau să vă informez că noi astăzi am venit, cu oricum eram în zonă și am venit la această ședință, dar ca să nu se creeze o confuzie, mai mult de aia am luat cuvântul. Noi filmăm doar ședințele ordinare, ca să știți. Deci să nu spuneți, domnule, n-a venit și la celelalte. Nu putem acoperi. Filmăm în 60 de wateuri în județul Bacău. Nu este un secret, am depus o cerere la domnul primar. Dumnealui se va consulta cu dumneavoastră. Dacă o să puteți să ne sprijiniți pe noi cu un mic ajutor financiar lunar, ne-ar face plăcere, pentru că vrem să vă ajutăm nu numai cu ședințele, să venim și la evenimente. Am chiar aici DVD, o să vi-l dau domnul primar, cu spectacolul Ziua Comunei din septembrie. O să vă ajutăm și cu alte chestiuni. Noi suntem o televiziune, ca să ne înțelegem bine, o televiziune informativă, nu suntem o televiziune nici de scandal, nu ținem cu niciun partid, suntem o televiziune independentă, cel puțin în acest moment. Vă mulțumesc și să aveți un an cât mai bun. Noi o să vă facem sau o să vă trimitem mail la orice fel de ședință, fie că e de îndată, da, fie că e ordinară, fie că e extraordinară. Da, și noi dacă suntem... Nu avem o problemă cu filmatul, nu avem o problemă cu televiziunea, da, da. Nu avem o problemă în a nu fi urmărit sau... Și chiar foarte bine când mai văd și alții, mai ales cei interesați, locuitori ai comunii plecați în alte localități sau în alte țări, puteți veni, veniți, nu puteți veni, nu veniți. Foarte bine, iată o idee foarte bună. Că dacă toți suntem liberi în ziua aia, doar nu e o problemă să mai trecem și pe la dumneavoastră, că, de exemplu, astăzi chiar e chestia asta cu camionul, care e foarte, foarte bună și e bine ca oamenii să știe că dumneavoastră chiar, ca și Consiliul Local și speță domnul primar, veniți cu lucruri bune pentru ei. E bine, sunt lucruri care... Chiar dacă se discută în ședințe mai scurte, e bine să le știe cetățenii. Noi, dacă o să avem posibilitate, suntem prin zonă, chiar vă promitem că venim pe aici, pe la dumneavoastră. Doamna secretar, eu spuneam, și eu vreau de ședință din dată. Și ce dacă din dată? Să-i trimitem un mail, poți să vină, vin, și am venit cu oricum, nu venisem de mult timp. Să știți că prezența mea va fi un pic mai rară, pentru că nu pot acoperi. Numai dacă e 30 de wateuri, trebuie să te duci în fiecare zi în alt loc. Dar am rugămintea la dumneavoastră, dacă cumva vreun cameraman nu se comportă cum trebuie, dacă face anumite chestii, vă rog să mă anunțați, domnul primar are numărul meu de telefon și sper să nu fie niciun fel de problemă. Ei trebuie să vină să filmeze și să-și vadă de drum. Adică ei nu trebuie să amestece întreburile
Consiliul Local, pentru că dumneavoastră sunteți cei care decideți, ei trebuie doar să fie din momentul în care se deschide ședința, când se termină, să închidă camera, că dacă vedeți că e pornită, îl poftiți frumos afară, că noi vrem să fim corecți cu dumneavoastră. Eu nu pot să știu ce fac atâția oameni pe teren și tocmai de aceea vă rog să-mi semnalați orice fel de problemă cât se poate de repede. Vă mulțumesc foarte mult, domnul primar. Mulțumesc, domnul președinte. Noi vă mulțumim. Dacă vă sunt la diverse ceva discuții, domnul președinte, vă aveți cuvânt. Problemă? Da. Atunci, declarăm ședința închisă pentru ziua de azi. Mulțumim participare.